Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Geneza, capitolul 27, și vom citi de la versetul 41 și apoi vom continua în capitolul 28, versetele 1 la 5 și apoi de la versetul 10 până la finalul capitolului. Este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi și Biblia ne spune că gândurile lui Dumnezeu pe care le citim în cuvântul lui sunt atât de sus față de gândurile noastre, cât sunt de sus cerurile față de pământ. Ca să putem înțelege Scriptura, avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, întotdeauna când citim Biblia, ne și rugăm. Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima sa: zilele de boget pentru tatăl meu sunt aproape, și apoi am să-l ucid pe fratele meu Iacov. Și-au spus Rebecăi cuvintele lui Esau, fiul ei cel mai mare. I-a trimis atunci de a chemat pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr, și i-a zis: iată, fratele tău Esau vrea să se răzbune pe tine, omorându-te. Acum, fiule, ascultă sfatul meu. Scoală-te, fugi la fratele meu Laban în Haran și rămâi la el câteva vreme, până se va potoli mânia fratelui tău, până va trece de la tine urgia fratelui tău și va uita ce i-ai făcut. Atunci voi trimite să te cheme. Pentru ce să fiu lipsită de voi amândoi într-o zi? Rebeca a zis lui Isaac: m-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het. Dacă și Iacov va lua o asemenea nevastă dintre fetele lui Het, dintre fetele țării acesteia, la ce mai este bună viața? Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și i-a dat porunca aceasta: să nu-ți iei nevastă dintre fetele lui Canaan. Scoală-te, du-te la Padan Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, și ia-ți de acolo o nevastă dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale. Dumnezeul cel atotputernic să te binecuvânteze, să te facă să crești și să te înmulțești ca să ajungi o ceată de noroade. Să-ți dea binecuvântarea lui Avraam, ție și seminței tale cu tine, ca să stăpânești țara în care locuiești ca străin și pe care a dat-o lui Avraam. Și Isaac a trimis pe Iacov, care s-a dus la Padan Aram, la Laban, fiul lui Betuel, arameul, fratele Rebecăi, mama lui Iacov și a lui Esau. De la versetul 10. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci asfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și-a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat îl voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Și i-a fost frică și a zis: cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte, a turnat un de lemn pe ea. Apoi a dat locului aceluia numele Betel, dar mai înainte se numea Luz. Iacov a făcut un jurământ și a zis: dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a 10-a parte din tot ceea ce îmi vei da. Amin. Din toată inima și cu toată dragostea vă spunem încă o dată bine ați venit la încă o seară de evangelizare din săptămâna aceasta. Săptămână care are ca temă binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tine și pentru familia ta. Vă salutăm cu drag pe cei care sunteți musafiri veniți din alte părți ale orașului, ale județului, veniți dintre părțile Văii Crișului, veniți din părțile Beiușului, din Sâmbăta, de la Burzuc și cine mai știe de unde. Să vă binecuvânteze Domnul pe toți! Și îndurarea Lui să fie cu casa fiecăruia și peste viața fiecăruia. Amin. Binecuvântarea pe care Dumnezeu a promis-o pentru toate familiile Pământului este consemnată pentru noi în Cartea Geneza, în capitolul 12, când Dumnezeu i-a spus patriarhului Avraam: voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine sau în sămânța ta. Dumnezeu i-a spus lui Avraam că lumea aceasta de la căderea în păcat se duce din rău în mai rău, că oamenii n-au resursele să-și rezolve singuri problema morții și a păcatului, că singurul care poate să intervină în tragedia rasei umane este Dumnezeu Creatorul. I s-a descoperit lui Avraam, un om care trăia în Mesopotamia, o țară păgână, o țară politeistă. Și Dumnezeul care a creat cerurile și pământul i-a spus: Avraam, există un singur Dumnezeu, nu mai mulți. Există un singur Dumnezeu care a creat, care guvernează, și acest Dumnezeu are un plan pentru rasa umană. Am un plan de binecuvântare. Voi binecuvânta rasa umană și voi binecuvânta toate familiile pământului. Ca să împlinesc această lucrare, Avraam, te-am ales pe tine. Am ales familia ta. Tu vei fi partenerul meu în acest proiect, denumit proiect mesianic. De ce? Pentru că binecuvântarea pe care o promite lui Avraam este o binecuvântare care se va împlini atunci când Fiul lui Dumnezeu s-a născut în lumea noastră, a trăit printre noi plin de har și de adevăr, s-a încărcat cu păcatele întregii omeniri, s-a dus la cruce și pe cruce a iertat păcatele întregii omeniri și acolo avem iertarea, acolo avem eliberarea din păcat, acolo avem viața veșnică, binecuvântarea pe care a promis-o Dumnezeu. Și Domnul i-a spus: Avraam, te-am ales pe tine ca să te binecuvintez, ca la rândul tău să transmiți binecuvântarea generației următoare. Și din generația următoare voi alege de asemenea o familie, un copil, pe care îl voi binecuvânta și prin familia lui voi binecuvânta generația lui și voi transmite generația mai departe până la împlinirea vremurilor, când se va naște Mesia și când binecuvântarea aceasta se va răspândi peste toate familiile pământului. Avraam, te binecuvintez ca să fii binecuvântare. Vă rog să rețineți. Dumnezeu binecuvântă ca să te facă o binecuvântare. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu este scop în sine, în dreptul meu și al tău. Binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste mine și casa mea, peste tine și casa ta, ca la rândul nostru să fim o binecuvântare pentru ceilalți. Avraam, te binecuvântez ca să fii binecuvântare. Pentru împlinirea acestei binecuvântări, care are în vedere linia mesianică, dintre urmașii tăi, la vremea potrivită se va naște Hristosul. Avraam a intrat în familia lui Hristos. A intrat în această familie mesianică. Ca să-ți împlinești menirea, îți voi da și binecuvântări materiale și sociale, care nu sunt scop în sine, ci sunt mijloace ca să-ți duci la îndeplinire această misiune mesianică. Avraam a înțeles, a acceptat chemarea lui Dumnezeu, a devenit partenerul lui Dumnezeu, a fost binecuvântat, a fost o binecuvântare în vremea lui pentru ceilalți Și la schimbarea generațiilor, binecuvântarea este transmisă fiului său Isaac. Isaac preia binecuvântarea, cea mai mare parte a vieții lui de tinerețe, înțelege că este binecuvântat să devină o binecuvântare. Că binecuvântările materiale care însoțesc binecuvântarea mesianică nu sunt scop în sine. Până într-o zi, când s-a schimbat ceva în mintea lui și a zis, binecuvântările materiale mă interesează mai mult decât binecuvântarea mesianică. Binecuvântările materiale sunt mai importante pentru mine. Și interesant este că elementul care a schimbat gândirea și direcția lui Isaac a fost ceea ce am numit aseară, metaforic, tocănița de vânat. Pentru că băiatul lui cel mai mare a fost vânător și pregătea meniuri vânătorești. Și când Isaac a prins gustul fripturii și tocăniței vânătorești, dintr-o dată s-a schimbat gândirea lui și a zis, dar fiul meu nu s-a născut pentru planul lui Dumnezeu, ci e mai bine să îl cresc pentru pofta mea de vânat. Și dintr-o dată copiii lui n-au mai fost educați în perspectiva veșniciei, a planului lui Dumnezeu, ci copiii lui au fost educați în ideea că binecuvântările care le avem aici pe pământ sunt ale noastre și facem noi ce vrem cu ele. Copiii cresc. Și într-o zi cel mai mic, Iacov, pornind cu mentalitatea tatălui, spune, dacă binecuvântările sunt ale noastre aici, fratele meu Esau este întâi născutul și conform rânduielii, toate aceste binecuvântări i-a revenit lui. Cum să fac să le iau de la el? A prins momentul vulnerabil, când Esau a venit flămând, rupt de foame de la vânătoare, n-a prins nimic, Iacov făcea o fiertură de linte, o mâncare scăzută de linte. Și fratele lui îi cere să-i dea și lui un blic de linte și Iacov spune cu o condiție. Îți dau blidul de linte dacă îmi vinzi dreptul tău de întâi născut. Dacă renunți la tot ceea ce înseamnă dreptul tău și mi-l dai mie, primești blidul de linte. Esau zice, la ce îmi folosește dreptul de întâi născut dacă mor de foame? Mai bine renunț la dreptul de întâi născut și mă satur bine. Și spune, sunt de acord, ți-l dau. Iacov spune, na, puțin, mai întâi înjuri. Vreau să pecetuim, vreau să notificăm această înțelegere că îmi dai dreptul de întâi născut. Și Iacov spune, jur. Și face jurământul și îi dă dreptul de întâi născut. Și cresc cu această mentalitate și vine vremea în care Isaac, bătrânul, trebuie să transmită binecuvântarea generației următoare, dar nu-l mai preocupă planul lui Dumnezeu, ci doar planul pe pământ. Și cui să-i dea binecuvântarea, dacă nu fiului său care face tocănița de vânat? Numai că soția lui, Rebeca, îl iubea pe celălalt. Și Rebeca spune lui Esau, pe ăsta s-a căsătorit cu două femei stricate. Două femei cananite care sunt recunoscute pentru imoralitatea și perversiunile lor. La ăsta să meargă binecuvântarea? Așa că repede face un plan, îl deghizează pe băiatul ei cel mai tânăr cu piei de ied, face o friptură din ied, îi dă lui Isaac, Iacov este acolo și pretinde că este Esau. Și ne-am uitat aseară la modul în care Iacov fură binecuvântarea. Dar putem fura binecuvântări? Pentru că așa începe textul pe care l-am citit din 27, de la versetul 41. Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său. Copiii aceștia au crescut cu mentalitatea că binecuvântările se vând, se cumpără și dacă e nevoie le putem fura. Și Iacov fură binecuvântarea. Ce se întâmplă cu oamenii care fură binecuvântări? Ai furat vreodată vreo binecuvântare? Vă rog să nu ridicați mâna. Aș vrea să ne uităm la faptul că în fiecare dintre noi este un Iacov. În fiecare dintre noi este un Iacov. Pentru că Biblia ne spune că tot ce avem noi am primit. De la cine am primit? De la Dumnezeu. Sănătatea pe care o am mi-a dat-o Dumnezeu. Mintea pe care o am mi-a dat-o Dumnezeu. Mâinile pe care le am mi le-a dat Dumnezeu. Familia pe care o am mi-a dat-o Dumnezeu. Lucrurile pe care le am, timpul meu, energia mea, sunt darurile lui Dumnezeu. Și îmi sunt date în vederea planului lui Dumnezeu. M-a binecuvântat ca să devin o binecuvântare. Ești binecuvântat cu tot ce ai ca să fii o binecuvântare. În ce sens? Să ducem la îndeplinire planul lui Dumnezeu de a binecuvânta toate familiile pământului în Hristos Iisus, Domnul nostru. Acum, folosesc tot ce mi-a dat Dumnezeu pentru planul lui sau pentru planul meu? Folosesc toate resursele mele pentru planul lui Dumnezeu sau planul meu? În cartea Maleahii Dumnezeu intră într-o polemică cu poporul Israel din vremea aceea și spune: se cade să mă înșelați voi pe mine? Și zic: cu ce te-am înșelat? Și Dumnezeu spune: m-ați înșelat cu modul în care vă închinați. Adică, păi, în vremea aceea se duceau jertfe de animale la templu și trebuiau să ducă din toate animalele pe care? Cele care erau fără niciun defect. Și ei au zis: pe alea să le ducem. Acum, o să vă rog să mă iertați, nu știu dacă s-a întâmplat și prin zonele dumneavoastră ce s-a întâmplat câteodată în Burzuc în vremea copilăriei mele. În vremea aceea nu se făceau nunți la aceste localuri speciale pentru evenimente, ci se făceau nunțile acasă și sala de nunți era în cort, în curte coprelată, cu niște bănci improvizate și cu niște mese din scânduri improvizate și pus pe ele ce se putea pune și unde era restaurantul. În bucătărie sau într-o cohă de vară, nu? Avea și dumneavoastră anexa aceea acolo. Acolo era bucătăria. De unde se aprovizionau cei care făceau nunta? De unde se aprovizionau? Din sat. Sătenii care erau invitați la nuntă se duceau să ducă pentru pregătirea nunții ce? Cinste. Așa zicea, să te duci la nuntă și duci cinste pentru nuntă. Rețineți, îi dau cinste. Și la cinstea aceea trebuia să pui o găină, o gâscă, o rață, o curcă, un purcel, ce aveai, și să duci pentru nuntă. Și oamenii din sat, nu toți, unii, alegeau pentru nuntă dintre toate găinile pe care. Deci s-a întâmplat și pe la dumneavoastră. Pe cea mai bătrână. Și îmi spune: o duc pe aia ca să scap de ea. Tot trebuie să dau, duc să scap de ea. Și când ajungeai nuntaș și te așezai la masă și luai un copan de găină ca să-l mănânci, era ca cizma. Dar era cinste. Ei, Dumnezeu spune: așa faceți voi cu mine când veniți la închinare. Îmi dați ce nu vă trebuie. Îmi dați de ce vreți să scăpați. Îmi dați din ziua de duminică numai ce vreți voi. Îmi dați din timpul de rugăciune numai ce vreți voi. Îmi dați din timpul de citire a Bibliei numai ce vreți voi. Ce nu vă trebuie. Ce vă rămâne de la televizor, de la internet, de la celelalte lucruri, numai ce îmi dați mie. Se cade să mă înșelați. Se cade să mă înșelați și să-L tratați pe Dumnezeu în ghilimele cu cinstea aceasta. Asta înseamnă că i-am furat lui Dumnezeu ceea ce îi se cuvine lui. Asta înseamnă că începem să ne uităm la toate și spunem: ele sunt pentru mine, nu pentru el. Iacov ajunge în modul cel mai de jos în care îl minte pe tatăl său și în faza ultimă în care cade, îl sărută pe tatăl său în sărutul acela a înșelării. Cumplit sărut. Numai că nu trec câteva ceasuri și totul iese la iveală. Se întoarce Esau de la câmp. Se descoperă toată această înșelătorie. Isaac tremură din toată ființa lui, că a dat binecuvântarea și constată că dintr-o dată lucrurile nu sunt sub controlul lui. Că nu suntem noi cei care controlăm lucrurile, ci este altcineva deasupra noastră și trăiește criza aceea de la care începe o schimbare bună în viața lui. Numai că Esau prinde ură pe fratele său. Esau spune, dacă astea erau ale mele și mi le-a furat, mi le-a luat prin înșelăciune, după ce moare tata și nu mai e mult până moare tata, îl omor. Și este crimă planificată, premeditată, cu sânge rece, îl omor. Nu se întâmplă între noi așa-i? Ați auzit de oameni care pentru o scândură din cotețul de moștenire la părinți s-au dușmănit până la moarte? Ați întâlnit oameni care pentru un răzor, o mejdie, care pentru mai știu eu ce alte gunoaiele lumea acesteia se dușmănesc până la moarte? Se întâlnește și între noi. O, Doamne, îndură-te de țara aceasta. Esau spune, vine vremea și mă răzbun. Rebeca află că se vorbește între slugi și îl cheamă pe Iacov și spune, Iacov, lucrurile s-au complicat. Nu-i de joacă. Fratele tău este un om impulsiv, fratele tău este un om răzbunător, este imprevizibil, are mânie, este o mânie care clocotește în el. Iacov, ești în primejdie. Fugi. Fugi și scapă-ți viața. Fugi la rudenile mele în Haran. La vreo 800 și ceva de kilometri. Fugi acolo ca să scapi viața. Fugi de fratele tău. Și textul nostru începe cu această tragedie din familie. Iacov a vrut să obțină binecuvântările. Le-a furat. Și acum este fugar. Și când a plecat de acasă, a plecat în fugă și din toate binecuvântările tatălui său Esau. Ce a luat cu el? Cu ce s-a dus când a fugit să scape viața? Spune el mai târziu și vom vedea capitolul 32 când îi spune el lui Dumnezeu într-o rugăciune în care se frânge, spune, Doamne, am trecut Iordanul numai cu toiagul acesta în mână. Adică tot ce a putut să iasă fugă, să scape viața, este un toiag. Și traista pe care o are cu ceva merinde. Și fuge pentru că este în pericol. Pentru că binecuvântările pe care le-ai furat nu le mai poți folosi. Binecuvântările acestea nu-ți dau protecție. Binecuvântările furate nu-ți împlinesc așteptările. Binecuvântările furate nu te binecuvintează. Dintr-o dată tot ceea ce a vrut să adune le pierde pe toate. Scapă și scapă cu un toiag în mână. Și fuge. Comentatorii biblici spun că atunci când a ajuns la locul în care s-a oprit peste noapte și spune aici că s-a oprit într-un loc unde a rămas peste noapte, este la o distanță de cel puțin 2 zile și 2 nopți de mers neîntrerupt. Și spun unii comentatori că Iacov a fugit cu atâta spaimă încât 2 zile a tot mers, 2 zile și o noapte și nu s-a oprit. De ce? Fratele lui era vânător iscusit. De teamă ca nu cumva fratele lui să fie pe urma lui. A fugit până a ajuns la locul acela unde rămâne peste noapte și este la capătul puterilor. Ajunge într-un loc pustiu și nu mai are pe nimeni. Și trebuie să petreacă noaptea într-un loc pustiu. E noapte. Am citit în capitolul 27 și în 25 că numai Esau era un om care își petrecea cea mai mare parte a timpului pe câmp. Iacov, unde își petrecea timpul? Acasă. Iacov era obișnuit să doarmă acasă, dacă se poate singur în cameră și pe pat din ăla dublu de unul singur. Dacă se poate să aibă tot confortul. Este obișnuit să fie alintatul mamei și nu se descurcă în cele de pe câmp. Și acum ajunge la capătul puterilor, e noapte. Locurile acelea sunt nesigure. Pot să fie hoți de drumul mare, pot să fie animale sălbatice. Locurile sunt primejdioase. E singur fără nicio protecție. E flămând. Din tot ce a vrut să adune nu mai are nimic. Este la capătul la care nimic de pe pământ nu-l mai poate ajuta. Și obosit, își caută un loc de culcat. Și n-are pernă. Apropo, vă place perna pe care o aveți acasă? Unii schimbă 5, 6, 7 pierne, că nu găsesc pe aia mai comodă. În noaptea aceea Iacov găsește doar o piatră. O să întreb, dar vă rog să nu ridicați mâna, câți dintre dumneavoastră ați făcut arest în armată? Vă rog să nu ridicați mâna. Știți prin ce e numit arestul în armată? Pe ce dormi? Pe ce dormi? Pe sambal. Știți ce e sambalul? Este un pat de scândură fără niciun fel de așternut și fără pernă. Și când dormi la țambal cu capul pe scândura aceea, te scoli dimineața și nu mai știi dacă e capul teșit sau dacă e normal. Numai că Esau îl urmărește pe Iacov. Iacov este speriat și doarme pe o piatră. Acum, din toată experiența dumneavoastră, când doarme pe o piatră, cum a dormit? Pe burtă, pe laterală sau pe spate? Ce ziceți? De ce? Aveți dreptate. Ca să poți să-ți protejezi cât de cât capul. Și se așează pe spate și-i frământat de gânduri. Îl urmărește păcatul. Păcatul are consecințe. Conștiința la pasă. Frica îl urmărește. Necazurile sunt peste el. E noapte. Ai ajuns vreodată într-o asemenea noapte în care îți fuge pământul de sub picioare? Ai ajuns în asemenea loc în care simți că nu mai ai pe nimeni? Și se pune la culcat. Și se uită. Și ce vede? Cerul. Oare ce-o fi acolo? Și adorme. Adorme speriat, adorme obosit, adorme fără niciun sprijin. Și de îndată ce adorme, se întâmplă ceva incredibil. În urmă cu doar câțiva anișori, la un concert deosebit de mediatizat din orașul Boston, din Statele Unite, s-a dus lume multă, lume stilată, au fost cei mai buni interpreți ai lumii și la un moment dat, când s-a apropiat de final piesa lui Mozart, Masonic Funeral Music, și s-a făcut liniștea aceea dinaintea aplauzelor. Sunt câteva secunde de liniște. S-a auzit în sală, wow! Și reverberația s-a auzit în ecoul sălii. Lumea a rămas derutată că așa ceva nu se întâmplă la concert. După care, publicul a izbucnit în râs și apoi în aplauze. Președintele Filarmonicii a pornit o anchetă pe internet să vadă cine a făcut așa ceva. Și au descoperit următorul lucru. Un bunic s-a dus la concert cu nepotul lui, de 8 anișori, pe nume Ronan. Nepotul lui suferea de autism non-verbal. Adică cei copii care sunt bolnavi de autism și nu mai vorbesc, deci nu vorbesc deloc. Sunt în lumea lor și nu îi poți aduce în lumea verbală. Și bunicul a văzut că lui Ronan îi place muzica și a trebuit să-l ducă la concert. Și când s-a terminat piesa aceasta lui Mozart, piesa aceasta l-a răscolit atât de mult pe copilul acela, l-a impresionat așa de mult încât, wow! Vă puteți duce să urmăriți pe internet, este înregistrarea pe internet. Dintr-o dată, muzica aceea l-a scos din lumea lui. Iacov este în lumea lui. Are un vis incredibil. A visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Acum nu este o scară din asta care se extinde telescopică, ci este o casă a scării. Este ceva care e monumental. Este ceva fascinant. Este ceva impresionant. De la pământ până la cer o scară. Și pe scara aceasta sunt îngeri. Ființe supranaturale care vin din cer pe pământ și de pe pământ pleacă în cer, ca dovada faptului că pământul nu este rupt de cer. Că cerul participă la ce se întâmplă pe pământ. Și îngerii aceștia coboară și urcă pentru că au lucrări de făcut. Și noi știm din Cartea Psalmilor că îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Dar Iacov încă nu știe asta. El vede această imagine care îl copleșește. Și apoi, ni se spune că Dumnezeu stătea deasupra ei și dacă vă uitați în textul biblic la subsol, este o notă de subsol care spune, sau celălalt înțeles a cuvântului este lângă el. Comentatorii dezbat dacă Dumnezeu era în capul de sus al scării sau era jos la capătul de pe pământ al scării lângă Iacov. Vom vedea puțin mai târziu. Dar este Dumnezeu acolo care îi vorbește hoțului. Hoțul care a furat binecuvântările. Hoțul care a crezut că dacă sunt ale noastre pe pământ, trebuie să fac ce pot ca să le prind eu. Dumnezeu îi vorbește și ce spune Dumnezeu este incredibil. Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avraam și al tatălui tău Isaac. Eu sunt Dumnezeul care am inițiat proiectul acesta de mântuire a oamenilor. Eu sunt Dumnezeul care sunt interesat să binecuvintez toate familiile pământului și pe tine, Iacov. Și acum începe Dumnezeu să spună ce îi dă. Pământul pe care ești culcat îl voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului și te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în pace în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Este Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul mântuirii, Dumnezeul lui Avram și Iacov, Dumnezeul binecuvântării mesianice. Și vorbește cu cel care a furat binecuvântările. Și ce spune Dumnezeu? Iacov, nu trebuie să-L furi pe Dumnezeu. Dumnezeu îi promite binecuvântările și le reînnoiește, ceea ce i-a spus lui Avram, și îi pune vreo condiție? Îi pune vreo condiție? Dumnezeu spune, Iacov, Dumnezeu este Dumnezeul harului. Dumnezeu este Dumnezeul care dă. Nu este Dumnezeul care îți ia. Dumnezeu nu vede să-ți ia ce ai, ci Dumnezeu vede să-ți dea ceea ce n-ai. să-ți dea ceea ce nu poți obține. Iacov, Dumnezeu este Dumnezeul care te va binecuvânta dincolo de ce poate imaginația ta, ca prin tine să binecuvinteze toate familiile pământului. Hoțul. Dintr-o dată constată că Dumnezeu dă. Că Dumnezeu dă atât de mult, că Dumnezeu nu este un Dumnezeu zgârcit. De aceea ne spune Biblia că Dumnezeu este bogat în binecuvântări și binecuvântează după bogățiile harului său. Descoperi un Dumnezeu care e extraordinar de darnic, de generos. Și se trezește. Și când se trezește, Iacov a spus: e ceva ce n-aș fi crezut. În locul acesta pustiu unde am stat eu peste noapte. În locul acesta este Dumnezeu. Și eu n-am știut. Constată că Dumnezeu este un Dumnezeu prezent unde nu te aștepți. Că Dumnezeu, știm noi, este atot prezent. Că dacă ești în noapte, că dacă ești în necaz, că dacă ești pe masa de operație, că dacă ești în boală, că dacă ești singur, că dacă ți-ai pierdut nădejdea, că dacă ți-ai pierdut toate celelalte, Dumnezeu este prezent, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeu este în locul acesta. N-am știut. Dar dacă este Dumnezeu aici, atunci locul acesta este înfricoșat. Adică locul acesta este un loc sfânt. Locul acesta nu este unul de apucat. Și dintr-o dată Iacov, care până atunci n-a avut nicio întâlnire cu Dumnezeu, a auzit despre Dumnezeu, a vrut să ia de la Dumnezeu ceea ce dă el binecuvântări pe cele materiale, nu-l interesează cele spirituale. Dintr-o dată Iacov se trezește și spune: dacă Dumnezeu este în locul acesta, trebuie să fac ceva, să răspund. S-a sculat de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp și a turnat un de lemn pe ea, deci a făcut un act de sfințire, de consacrare. A consacrat piatra aceea și a spus: piatra aceasta este un stâlp de aducere aminte, să nu uit. Să nu uit că Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul binecuvântărilor, Dumnezeu care a fost prezent aici când n-am știut, Dumnezeu care nu m-a pedepsit, nu m-a nimicit, Dumnezeu care n-a dus judecata peste mine, Dumnezeu mi s-a descoperit aici și îmi dă toate binecuvântările și mă asigură că va fi cu mine. Atunci, locul acesta este sfânt, îl sfințesc. Și-a dat locul acela numele Betel, care înseamnă casa lui Dumnezeu. Și-a făcut un jurământ. Acum, reacția lui Iacov este, pe de o parte, de apreciat, pe de altă parte, este una care trebuie să ne pună pe noi în alertă. Imaginează-ți următorul lucru. Cineva ar veni la tine și ți-ar spune: dacă îmi dai 1.000.000 de euro, dacă îmi dai de mâncare, dacă îmi dai de băut, dacă îmi dai mașină lux, dacă îmi dai telefon ultima generație, dacă îmi dai concedii în cele mai grozave locuri de pe pământ, dacă îmi dai sănătate, dacă îmi dai soție, dacă îmi dai copii, dacă îmi dai toate lucrurile, atunci îți dau a 10-a parte din tot ce mi-ai dat. I-ai da? Spuneți-mi dacă ar veni cineva să spună: dă-mi 1.000.000 de euro și îți dau din nou din ei, îți dau a 10-a parte. I-ai da? Observați cum ne raportăm noi la Dumnezeu. Dumnezeu spune: Iacov, îți dau toată țara aceasta. Iacov, îți voi da binecuvântare în urmași, ca pulberea pământului. Iacov, voi fi cu tine. Iacov, te voi păzi, te voi aduce înapoi. Dar Iacov, te iau partenerul meu ca să binecuvântăm toate familiile pământului. Iacov, Voi veghea asupra ta până când împlinesc toate lucrurile acestea. Iacov va fi mâna mea peste tine. Iacov spune, stai un pic. Stai să stabilim în ce condiții lucrăm împreună. Iacov a făcut un jurământ și a zis, dacă Dumnezeu va fi cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci o să mă întorc și eu la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îmi dă toate astea, atunci îngăduiți-mi să folosesc cuvântul vremii noastre, mă pocăiesc. Dacă nu, nu mă pocăiesc. O să ziceți, dar există și asemenea oameni, da? O fată a mers la o biserică, a auzit că Dumnezeu este Dumnezeul binecuvântărilor și a făcut și ea un jurământ. Și a spus, îi dau lui Dumnezeu 2 ani de zile să-mi dea un soț. Dacă în 2 ani de zile Dumnezeu îmi dă un soț, atunci mă pocăiesc. Dacă în 2 ani de zile Dumnezeu nu-mi dă soț, nu vreau să aud de el. Au trecut 2 ani de zile și n-a primit soț. Și a zis, nu mai vreau să aud de Dumnezeu. Ai făcut așa ceva? Ai făcut ceva de felul următor. Doamne, dacă mă vindeci acum, atunci mă întorc la tine. Doamne, dacă mă scop din tragedia asta, mă întorc la tine. Doamne, dacă. Dumnezeu îi dă fără dacă și tâlharul fugar îi pune condiția lui Dumnezeu. Îți poți imagina ce-ar spune Dumnezeu în dreptul tău și în dreptul meu? Numai că Biblia spune că Dumnezeu nu ne face după faptele noastre și fără de legile noastre, ci ne face după bogățiile harului său. Și în bogățiile harului său Dumnezeu începe cu Iacov o școală și vom vedea în zilele următoare cum îl lucrează Dumnezeu până când Iacov înțelege că Dumnezeu e Dumnezeu și vin la el în predare totală, nu în condiții. Dar acum e în faza în care îi pune condiții lui Dumnezeu și îi pune condiții în următorul context. Când tocmai a văzut cerul, când tocmai a văzut scara cerului, când tocmai a văzut că cerul este activ pe pământ. Dar ne întoarcem la scara cerului. Când Iacov a văzut scara, l-a văzut pe Dumnezeu și e limpede că l-a văzut pe Dumnezeu, l-a auzit vorbind, a văzut îngerii, a văzut pământul, dar oare ce reprezintă scara? Oare ce este scara asta? Ce este scara asta pe care urcă îngerii și coboară îngerii? Oare ce e scara aceea? Ai vrea să știi? Haideți să întoarcem în Evanghelia după Ioan la capitolul 1. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, acolo explică Domnul Iisus ce este scara. Este vremea în care Ioan Botezătorul predică în pustia Iudeii, când mii și zeci de mii de oameni se întorc și își mărturisesc păcatele și sunt botezați de Ioan în Iordan. Este vremea unei mari mișcări spirituale și este vremea în care a fost botezat Domnul Iisus și apoi își cheamă primii ucenici. Și citim de la versetul 43 din Ioan, capitolul 1. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis, vină după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip l-a găsit pe Natanael și i-a zis, noi l-am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? În urmă cu ani de zile, fratele Doru a ținut o predică despre Iisus din Nazaret. Și ne-a explicat atunci următorul lucru. În toată țara lui Israel era o regiune care era considerată regiunea înapoiaților. Oamenii care sunt mai needucați, oameni care sunt mai fără elaborare, fără cizelare, oameni care sunt așa mai fără ștaif, am zice noi. Care era provincia aceea? Galileea. În Galileea era o localitate, cea mai desconsiderată localitate din toată provincia. Vedeți, ca și când zic la noi oamenii, ăsta e din Pocioverește. Știi ce înseamnă dacă zice că ești din Pocioverește? Adică ești nimeni de nicăieri. Ei, în vremea aceea, Nazaretul era Pociovereștea vremii de atunci. Adică e satul din care n-a ieșit niciodată și nu va ieși niciodată nimic. Și Filip îl întâlnește pe Natanael și spune: noi l-am întâlnit pe Iisus din Nazaret, care este Mesia. Adică cel promis lui Avraam. Cel în care Dumnezeu va binecuvânta toate familiile pământului. A venit. S-a împlinit prorocia. S-a născut în Nazaret. Noi l-am întâlnit. Natanael se uită la el și zice: poate ieși ceva bun din Nazaret? Și Filip i-a zis: vino și vezi. Vino să te convingi. Iisus l-a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Adică nu este un iacovit, ci este un israelit. Care e diferența între Iacov și Israel? Vom vedea duminică seara. Și spune: uite un israelit, nu iacovit, un israelit în care nu-i vicleșug. Uite un om care nu-i viclean, nu-i fățarnic, nu-i ticălos. Și Natanael zice: de unde mă cunoști? Că nu ne-am mai întâlnit. Drept răspuns, Iisus i-a zis: te-am văzut mai dinainte de a te chema Filip, când erai sub smochin. Natanael a răspuns: Rabi, învățătorule, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești Mesia. Ce anume declanșează această reacție, acest răspuns extraordinar din gura lui Natanael? Faptul că Domnul Iisus i-a spus: ești fără vicleșug, te-am văzut când erai sub smochin. Comentatorii dezbat: ce făcea Natanael sub smochin? Ce făcea Natanael sub smochin de vorba pe care i-a spus-o Domnul Iisus? Îl răscolește și face declarație pe care mai târziu o face doar Toma: Domnul meu și Dumnezeul meu. Comentatorii dezbat. Unii susțin că acolo sub smochin Natanael citea Tora. Citea Vechiul Testament, cărțile lui Moise. Și a ajuns la pasajul acesta cu scara cerului. Și s-a tot gândit cum anume Dumnezeu i-a putut arăta scara cerului unui ticălos ca Iacov, unui viclean. Și era mirat să înțeleagă cum poate Dumnezeu face așa ceva. Alții spun că s-a întâmplat ceva sub smochin de altă natură și Natanael credea că e total secret, că nu știe nimeni, că n-avea cum să știe, și dintr-o dată este în fața cuiva care știe tot. Este atot cunoscător. Și acum Domnul Iisus îi va descoperi ceva. Dar înainte de a vedea ce descoperă Domnul Iisus, întoarceți, vă rog, la Geneza, capitolul 10. Cartea Geneza, capitolul 10. În Cartea Geneza, la capitolul 10, ne spune ce au făcut oamenii pe pământ după potop, când sub conducerea lui Nimrod, un mare războinic, un om deosebit de influent și puternic, oamenii au început să construiască cetăți și s-au gândit cum să scape de vreo pedeapsă următoare lui Dumnezeu și cum să trăiască fără Dumnezeu. Cum să se gestioneze ei singuri fără Dumnezeu. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind despre răsărit, au dat peste o câmpie în țara și în iar și-au descălecat acolo. Și-au zis unul către altul: haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămida le-a slujit în loc de piatră și zmoala le-a ținut loc de var. Și-au mai zis: haidem să ne facem o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul. Haideți să ne facem noi un turn. E vorba despre acele construcții denumite zigurat, construcții imense, construcții care se înalță și au formă de piramidă. Și planul acestor oameni a fost să construiască ei un turn, să ajungă la cer, ca să-și ia ei din cer ce vor ei. Adică să nu depindă de Dumnezeu, ci să se ducă ei în cer și dacă Dumnezeu vrea să facă ceva pe pământ, ei să aibă accesul asigurat în cer cu turnul lor. Acum, s-au apucat de lucru. Nu l-au terminat, dar știți istoria turnului Babel. Ce vreau să subliniez este că acest turn sau ziguratele acestea aveau pe margine, pe laterale scări. Și oamenii urcau turnul acesta pe scări. Care a fost cel mai înalt turn pe care l-ai escaladat pe scări? Nu vă întreb și nu vă întreb cum v-au ținut picioarele. Dar turnul acesta este înalt și oamenii care au probleme pe care le poate rezolva numai cerul, au posibilitatea să se urce pe scările acestea spre cer. Așa că pare interesant. Dar imaginează-ți următorul lucru. Ai avut un accident de mașină și ți s-au rupt amândouă picioarele. Și cel care îți poate fixa picioarele este în cer. Dacă te urci până acolo, îți fixează picioarele. Te poți urca. Imaginează-ți că ești bolnav și e boală terminală. Că abia mai duci un strop de apă la gură. În cer este cel care te poate vindeca. Dacă te urci până acolo, te vindecă, te poți urca? Imaginează-ți că ești copleșit de depresie, că nu mai ai putere nici să mănânci, n-ai putere să ieși din casă. Și acolo în cer e cineva care te poate vindeca. Dacă te urci pe scările acestea, ajungi acolo, te vindecă. Spuneți-mi, câți dintre noi ne-am putea urca până acolo? Ăsta e turnul Babel pe care și-l fac oamenii. Acesta este turnul pe care ți-l faci tu și mi-l fac eu când vreau să mă descurc fără Dumnezeu. Când cred că turnul meu ajunge la cer. Și de atunci până astăzi, oamenii își fac turn Babel, adică ne descurcăm fără Dumnezeu. Și totul se termină într-un dezastru, dezastru care are urmări până în ziua de astăzi. Și acum, scara cerului. Scara cerului nu pornește de pe pământ, ce se coboară din cer. Scara coboară de sus. Ajunge până jos și pe scara aceasta urcă și coboară îngeri. Dar oare cine e scara? De unde mă cunoști, i-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis: te-am văzut mai înainte când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Adevărat, adevărat îți spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Cine e Fiul omului? Iisus Hristos. Scara care s-a coborât din cer la pământ nu este turnul Babel, ci este Domnul Iisus Hristos. Și când Iacov se trezește și îl vede, Domnul Dumnezeul care îi vorbește este lângă el. De aceea spune, locul acesta aici e casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. E înfricoșat pentru că Dumnezeu s-a coborât la noi. Și s-a coborât la noi în Domnul Iisus Hristos. Și când s-a coborât la noi în Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos trece pe la scăldătoarea Siloamului. Și este acolo un bolnav care este paralizat de... De câți ani? De? Câți? 30 și? Biserica Emanuel cunoaște Scriptura. De 38 de ani. Paralizat. Și Domnul Iisus se întreabă, de ce nu te urci pe turnul Babel? Domnul Iisus se întreabă, vrei să te faci sănătos? Știi ce spune omul? Doamne, n-am pe nimeni și n-am nici măcar atâta putere să mă târăsc de aici până la scăldătoare. Și Domnul Iisus spune, ia-ți patul și du-te de acasă. Și omul se face sănătos. Intră în casa lui Simon Petru și soacra lui Petru este prinsă de friguri. Și Domnul nu spune, ia-ți toate energiile și urcă turnul Babel. Domnul se atinge de ea și se face sănătoasă. Este la marginea drumului un orb. Și nu-i spune orbului, urcă-te pe turn, ci îi spune, capătă-ți vederea. S-a coborât cerul la noi. S-a coborât cerul la noi, la neputințele noastre. S-a coborât cerul la noi, la păcătoșii de aici, la noi cu păcatele noastre. S-a coborât cerul la noi. Și este plin de har și de adevăr. Și se oprește în dreptul tău. Și se oprește în dreptul unei femei care plânge sub povara păcatelor, spune, femeie, păcatele sunt iertate. Du-te în pace să nu mai păcătuiești. Și se oprește în dreptul unui tâlhar, care este țintuit și mai are câteva clipe până când pleacă din lumea aceasta și îi spune, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Scara celui pe care o vede Iacov este Domnul Iisus Hristos înainte de întrupare. Este de această descoperire. Lui Dumnezeu îi pasă de noi. Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Vrea să te binecuvinteze. Și vrea să facă din casa ta poarta cerului. Să fie acolo. Neputințele, luptele, frământările, dezamăgirile. Vin la mine oameni a căror copii sunt prinși în droguri, în ultima fază de dependență și au pierdut orice fel de speranță că mai poate ceva. O, Doamne, coboară cerul! Sunt oameni prinși de alte păcate, de băutură, de nebunii, sunt prinși de depresie, gata să-și ia zilele. S-a coborât scara cerului. Te uiți la familia ta și ți se pare că totul este țândări. S-a coborât scara cerului. Și ia cioburile și reface vasul. Și Iacov spune, eu n-am știut lucrul acesta. Tu ai știut până în seara aceasta. În urmă cu 3 ani de zile, o femeie din Marea Britanie, cu un copil bolnav tot de autism, știa că îi place copilului să privească marea și păsările și într-o zi l-a scos la plimbare pe malul Mării Mânecii și s-a plimbat cu copilul care... Bolnav de autism stătea și contempla ce se întâmplă cu valurile și cu păsările. Și când mama i-a spus după vreme, gata, trebuie să plecăm acasă. Asta a declanșat în copil criza de autism. Sunt crize emoționale teribile. Sunt crize greu de controlat. Copilul s-a aruncat la pământ acolo pe trotuar și a început să urle, să țipe, să se zbată la pământ. Și nici cum mama nu l-a putut potoli. A trecut un ceas și copilul se zvârcolea acolo. Și oamenii treceau pe lângă scena aceasta, unii cu priviri disprețuitoare, ce mamă e asta, nu știau ce se întâmplă acolo, alții cu priviri de compătimire, săraca mamă. Și oamenii treceau mai departe, fiecare dând din cap în felul lui. După un ceas, un trecător a văzut ce se întâmplă și s-a dus și s-a așezat jos pe caldarâm lângă băiat. În așa fel încât ochii lui să fie față în față cu ochii copilului care plângea. Și s-a uitat în ochii copilului. de la nivelul lui. Și copilul s-a liniștit. Și când s-a liniștit copilul, omul l-a luat de mână și l-a ridicat în picioare. Și apoi i-a făcut semn mamei lui că îi duce spre mașină. Și l-a dus și l-a așezat în mașină. Și copilul s-a dus acasă cu mama liniștită. Un jurnalist care era acolo a văzut scena și a făcut un reportaj. A scris un articol. Articolul este în ziar. Îl puteți verifica pe internet. Și a spus următorul lucru. S-a întâmplat un miracol. Cineva a înțeles copilul și s-a coborât la nivelul lui. Și numai când s-a coborât la nivelul lui, l-a putut scoate din criza lui. Din cer, Fiul lui Dumnezeu s-a coborât la noi. Îți înțelege inima, îți înțelege durerea, îți înțelege păcatele, îți înțelege povara și a venit să le ia asupra Lui. A venit ca să ne aducă pacea și liniștea lui Dumnezeu acolo. A venit să ne scoată din tragedia noastră. S-a coborât la noi. Și târharul de pe cruce a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine. Adu-ți aminte de mine. Un altul la marginea drumului a strigat, Doamne, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Care va fi strigătul tău? Te uiți la viața ta, la familia ta. Te uiți la poverile tale, la păcatele tale. Mă uit la păcatele mele și la poverile mele și la casa mea. Și spun, Doamne, Doamne, lasă casa cerului în casa mea. Și lasă binecuvântarea lui Hristos peste toată casa mea și peste toată casa ta. Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Ai înțeles cum binecuvintează Dumnezeu? Ai înțeles cum binecuvintează Dumnezeu? Nu-ți așează un turn Babel ca să te lupți și să te urci pe el și să n-ajungi niciodată. Ce s-a coborât el la tine. Cel preasfânt, născut din Fecioara Maria, în trup ca și noi, trup omenesc, dar fără păcat. Cu păcatele noastre s-a dus la cruce, ca să ne obțină iertarea veșnică, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și binecuvântarea aceasta este pentru tine și casa ta și toate familiile pământului. Ești gata să spui, Doamne, dă-mi-o! Doamne, dă-mi binecuvântarea aceasta! Te uiți la casa ta și nu cred că este unul dintre noi care să spună, Doamne, la mine acasă nu-i nevoie, noi le-am rezolvat toate. Fiecare în felul nostru avem poverile noastre și spunem, Doamne, fie-ți milă de noi! Te-ai coborât la noi! Doamne, pentru că te-ai coborât la noi, vrem să vii la noi în inimă, la noi în casă, vrem să vii cu binecuvântarea ta. Doamne, ți-aducem păcatele noastre, falimentele noastre, ți-aducem dezamăgirile noastre, ți-aducem toate înfrângerile noastre, toate neputințele noastre, le aducem înaintea ta. Fie-ți milă de noi și binecuvintează-ne. Doamne, stăm înaintea ta și îți mulțumim că și aici este casa lui Dumnezeu și este poarta cerurilor. Mulțumim că ne-ai făgăduit că atunci când ne adunăm în numele Tău, ești prezent în mijlocul nostru. În numele Tău ne-am adunat, Doamne. Și chiar dacă nu te vedem cu ochii fizici, știm că este adevărată făgăduința Ta că ești aici. Binecuvântată să fie prezența Ta. Doamne, Tu ești atotcunoscător. Cunoști fiecare persoană care este în locul acesta. Îi cunoști inima. Îi cunoști păcatele, falimentele, îi cunoști durerile și înfrângerile, îi cunoști poverile, cunoști casa fiecăruia. Doamne, mulțumim că scara cerului se apropie și de inima lor, că Mântuitorul se apleacă până acolo unde este fiecare dintre noi. Și mulțumim, Doamne, că atunci când te apropii de noi, vii cu toată binecuvântarea ta cerească. Vii cu binecuvântarea iertării tale, cu vindecarea îndreptării tale, cu vindecarea izbăvirii tale. Doamne, deschide cerul deasupra noastră. Dar, Doamne, ne spui că Tu stai doar la ușă. Stai la ușă și bați. Dacă aude cineva glasul Tău și deschide, vei intra. Doamne, Tu care ai deschis cerul, aștepți acum ca noi să deschidem inima. Doamne, cercetează inima fiecăruia. Cercetează inima copiilor și a tinerilor. Cercetează inima familiilor căsătoriți soți și soții. Cercetează inima părinților și a bunicilor. Cercetează inima celor care sunt singuri. Cercetează inima celor care sunt bolnavi. Cercetează inima celor care sunt prinși de durere și se frâng înaintea Ta. Doamne, cercetează! Și așa cum stăm sub cercetarea Ta, Duhul lui Dumnezeu, dă-ne puterea să înălțăm rugăciunea de deschidere inimii. Să spunem, Doamne, recunosc starea mea, recunosc nevoia mea după iertarea Ta, recunosc nevoia mea după ajutorul Tău. Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Tu te-ai coborât până la mine, Doamne, vino în viața mea. Ia poverile mele, Doamne, și ia păcatele mele, și ia toate falimentele mele, și scoate-mă de acolo de unde sunt, și binecuvintează-mă cu binecuvântarea Ta. Spune-i, Doamne, nu pleca de la mine. Doamne, nu-ți întoarce fața de la mine. Alții se pot uita la mine să mă batjocorească, alții se pot uita să mă ignore, alții se pot uita să mă lovească. Doamne, mulțumesc că Tu ai venit să mă ridici. Doamne, Fiul al lui Dumnezeu, mă așez pe brațele Tale și Te rugăm să mă primești. Și Te rog să mă porți pe brațele Tale până la capăt. Și Te rog să fii cu mine și în seara aceasta acasă și în fiecare zi cu mine în viață. Și, Doamne, când voi încheia alergarea pe pământ, mulțumesc că cerul este deschis ca să ajung acasă. Până atunci, Doamne, lasă binecuvântarea Ta peste noi toți.